calendarul, probabil că v-ați smintit unii dintre dumneavoastră citind cum se numește această slujbă, a doua înviere. Cum a prima sau a doua sau ultima sau așa mai departe, nu contează. De fapt, această slujbă se numește Vecernia Vierii, este prima slujbă de după înviere, deci a doua slujbă, practic după ce a făcut învierea. De asta se numește a doua înviere, dacă vă întreabă cineva, să știți să răspundeți. Iubiți credincioși, trăim într-o lume a simbolurilor, ceea ce nu este un lucru rău, dar trebuie să știm ce înseamnă simbolurile. De exemplu, dacă vă duceți într-o casă străină și vreți să vă spălați pe mâini cu apă caldă, desfaceți robinetul care are culoarea roșie. Va curge apă caldă cu o singură condiție. Dacă Dorel, care le-a montat, le-a montat pe țeava care trebuie. Este un simbol care este valabil numai dacă se întâlnesc profesioniștii. Se spune că odată o doamnă cu mașina, acum să nu credeți că fac cine știe ce separatisme, nu? Așa scria, am citit eu și trebuie să vă spun cum am citit, nu vă spun alte povești. Puteam să spun și un bărbat, dar așa scrie acolo. O doamnă o face la dreapta, așa, după banda a doua cu mașina și taie fața unuia care, bineînțeles, că o atinge, așa. Coboară bietul om și o întreabă, măi, femeie, dar ce vrei să faci? Ce să ajung acasă. Și atunci foarte nervos de, dar nu există simbol ca să aflu că dumneata vrei să te duci acasă. Există simbolul că dacă semnalizezi dreapta, vrei să o iei la dreapta, dacă semnalizezi stânga, să o iei la stânga, și dacă nu semnalizezi, înseamnă că ții înainte și mata mai semnalizat. Ei, asta înseamnă să intrăm în simbolistica vieții. Asta înseamnă să fim niște oameni vii, dar asta nu înseamnă sub nicio formă că vom fi ocrotiți de frații noștri dorei. Simbolul Paștelui este multiplu. Ați auzit despre salutul Hristos a înviat și deja îl folosim. Ați auzit și despre și ați folosit ouăle, ați folosit cozonacul. Acestea sunt simboluri ale Paștelui. Aș vrea numai în câteva minute să vă spun puțin despre simbolul pascal, oul. Dacă ați trecut puțin prin matematică și prin literatura de specialitate, adică frățietatea între matematică și lucrurile, Eugen Barbu, vreau să vă aduc oul dogmatic, o să înțelege ce vreau să vă spun, de unde pornește simbolul oului. Despre coloritul oului ați auzit diverse tradiții, cum că ele au fost așezate de firmele mirolosițe sub crucea Mântuitorului și a curs sânge. Nu vreau să vorbesc despre aceste tradiții, pentru că mă vor contrazice copiii și o să spună, părinte, dar noi am văzut și ouă albastre, am văzut și ouă verzi și ouă galbene. De la a vopsi ouăle în roșu, bineînțeles că lumea a luat partea de vopsit, nu de culoare. Putea să o ia pe aia de culoare și rămâneau roșii, dar nu asta e problema. Problema mea pentru astăzi pe care vă propun este simbolul oului. De ce credeți că oul simbolizează învierea? Puiul, fie el de găină, de cioară, de vrabie, de vultur, ca să iasă din ou, trebuie să facă un efort personal. Nimeni nu poate să-l ajute dacă el nu este în stare să spargă membrana și coaja oului. Eu când eram mic am fost ispitit de un gând măreț să ajut niște puișori de sub cloșcă, sub formă de ouă, să iasă mai repede. Credeam eu că ei să chinuie. Și am ajutat de în anul acela, n-am mai avut mămăița cu ei de ouă. Cred că iartă că este în locul în care poate să mă iertă mai ușor. Important este ca noi să înțelegem acest simbol. Va să zic că trebuie să bată la poarta vieții puiul ca să iasă din ou. Așa a bătut Mântuitorul de unul singur la poarta vieții și a ieșit din mormânt. Încât femeile mirolosițe atunci când se duceau la mormânt
și se întrebau oare cine va prăvăli nouă piatra de la ușa mormântului. Erau, cred că, cam cum erau gata, pregătiți să ajut puiul să iasă, adică să strice tot. Și iată că Mântuitorul deja ieșise din mormânt. Această ieșire din mormânt este singulară. Ați auzit despre învieri pe care Mântuitorul le-a săvârșit. Învierea fiicei lui Iair, învierea fiului văduvei dinainte și învierea lui Lazar. Niciunul dintre aceștia n-a înviat singur. I-a înviat Mântuitorul. Ați auzit de oameni care n-au murit, despre Enoch și Ilie, care vor veni la sfârșitul lumii ca să moară și ei. Așa v-am spus și vineri, că nimeni nu poate să ajungă în cer decât prin groapa din pământ. Dacă nu intrăm întâi în pământ, n-ajungem în cer, așa cum am spus. Bobul de grâu, dacă rămâne singur, moare. Dacă intră în pământ, va aduce roadă. Iubiți credincioși, acest simbol al ieșirii Mântuitorului din mormânt, pe care îl perpetuă toată specia pe fața Pământului prin puii care ies de unii singuri din ou, este simbolul, după mine, cel mai important. Probabil că la anul voi spune alt simbol și va fi, într-adevăr, cel mai important. Va fi simbolul zilei respective. Dar acest simbol mi-a venit în minte anul acesta să vă spun despre el, pentru că vorbește și de noi. Așa că să stăm noi după gar și să admirăm cum trece fanfara, e foarte simplu. Dar să vedem că noi suntem chemați să înviem. Și o să mă întrebați, bine, dar nu ne-a spus mai devreme că nu putem să înviem decât dacă am murit? Păi și ce n-am murit? Orice gând rău ne omoară. Orice neîmpăcare, orice neîngăduință a celui de lângă noi ne omoară și suntem morți. Cum înviem? Să nu așteptăm minunea medicinei să ne învie. Și îmi aduc aminte de o discuție pe care am avut-o cu un anestezist care îmi spunea, părinte, nu vă supărați. Pentru mine, profesional vorbind, nu e greu să adorm un om, e greu să-l mai trezesc. Nu așteptați de la alții să vă învieze. Probabil că vă vor resuscita, vă vor ridica la un anumit nivel somatic, din semne vitale, dar nimic mai mult. Învierea adevărată este cea pe care o facem de unii singuri, bătând cu ciocul la poarta vieții. Ieșim din incubația în care ne-am aflat, ieșim la lumină prin pregătirea de a fi mai îngăduitori, mai buni, mai plini de har, mai înțelegători și, în primul rând, mai pregătiți să trăim frumos. Asta înseamnă să înviem. Vom spune de acum înainte, măcar 40 de zile, Hristos a înviat. Ne vom răspunde cineva mai în zevlemea, altul ne va mai și înjura. Am mărțit destule, nu e problemă. Important este să știm că tot ceea ce facem de acum înainte, facem pentru mărturisirea a ceea ce suntem. Că suntem vii. Vă vedeți acum cu Sfânta Evanghelie în mână. Așa este scris în cărți. Este o slujbă specială în care ați auzit că Evanghelia se citește în mai multe limbi de circulație ca să fie înțeleasă de cât mai mulți și acolo este un simbol. Adică Hristos nu a venit numai la români. Hristos a venit și la evrei, Hristos a venit și la austrieci, pe care foarte frumos îi numesc francezii Autrichien, adică ceilalți câini, nu cu ei, Doamne ferește. A venit și la nemți, a venit și la francezi, după cum ați auzit. Va să zic că mesajul învierii Domnului nu trebuie să fie ținut sub obroc. Și mesajul și unul dintre simboluri este Evanghelia, Cuvântul lui Dumnezeu. Și spuneam că vom merge mai departe și vom mărturisi de Hristos, dar suntem în cunoștință de cauză. Știm noi ce mărturisim atunci când spunem Hristos a înviat? În primul rând, tot la noi trebuie să... Beneficiul este tot la noi. Noi am fost botezați în numele Sfintei Treimi. Hristos trăiește acum în noi
Și când mărturisim Hristos a înviat, mărturisim pe Hristos din noi că a înviat. Dacă nu suntem în stare să facem lucrul acesta, bineînțeles că nu va ști nimeni că merge un om viu pe stradă sau un somnambul. Că se mai întâmplă și așa. Omul să nu fie conștient pe ce cale se află. Dar noi, prin mărturisirea că Hristos a înviat, dăm o mărturie că noi suntem vii. Este foarte important să știm că stăm de vorbă cu un om viu. Știți de ce? Pentru că atunci când stăm cu cineva de vorbă, noi avem impresia că este viu și stabilim cu el anumite lucruri și a doua zi vedem că acel om ne-a dezamăgit. Nu s-a ținut de cuvânt, n-am făcut ceea ce s-a lăudat că face. Și atunci, cine este de vină? Noi suntem de vină, pentru că l-am creditat altfel decât era el. De aceea, iubiți credincioși, mesajul zilei de astăzi este că Hristos a înviat în primul rând în noi. Dacă n-a înviat așa, apoi o să ne mai apuce și Paștele următor în aceeași stare în care suntem. Dacă fiecare lucru pe care îl facem, îl vom face de acum înainte cu conștiința că Hristos a înviat în noi, să știți că noi putem să ne lăudăm că suntem creștini, că ne numim creștini de la Hristos. Îmi spunea cineva acum o lună de zile și era o persoană foarte, foarte derutată. Zice, ce ne face părinte dacă trec legile astea Big Brother? După ce mi-a spus el cam ce înseamnă. Degeaba credeți că toată lumea știe lucrul ăsta? Fiecare știe felul lui. Persoana respectivă o deranja foarte tare faptul că o să știe toți despre el. Zic, dar nu ai conștiința că despre tine știe Dumnezeu mereu ceva? Dacă tot te lauzi că ești creștin, ne ascundem așa după degete, facem anumite fapte ziua și alte fapte noaptea? Nu. Zice, păi da, dar nu vă temeți că să aibă control asupra noastră? Ce vezi, nu mai puneți poze pe Facebook sau Instagram. Zic, dar care este problema? Mie mi se pare că aceste servicii ne aduc nouă foarte mult bine, în sensul care văd eu. Nu mă uitesc ce sens văd alții. Află mai multă lume că azi noapte s-a făcut slujbă. Cred că 90% din postări, cel puțin pe rețeaua care sunt eu, sunt poze de la prohod, de la ieșirea cu vierea. Asta ce înseamnă? Înseamnă Evanghelia zilei, fraților. A, că se numește Facebook, dacă îi deranjează cu alții, pe mine nu mă deranjează. Important este calea prin care ajunge mesajul în partea cealaltă. Și dacă cineva se sperie că va ști vecinul sau cutare sau cutare despre el, în primul rând să se întrebe, dar sunt fapte de care să-mi fie rușine? Dacă sunt fapte de care să-mi fie rușine, soluția nu este să le ascundem sub preș, soluția este să ne le asumăm sau să nu mai facem altele care seamănă cu ele. Dar ce mie îmi este rușine când sunt plecat în altă parte și nu sunt cu veșmintele acestea pe mine? Vă credeți că eu sunt preot numai când sunt cu veșmintele? Păi dacă aș avea conștiința asta, m-aș alinia cu alți colegi de-ai mei care se duc la bar și pun reverenda voici că părinte m-a dat stai aici că eu am treabă. Preotul este mereu preot. Este în toate atitudinile lui. Eu când îmbrățișez pe cineva, o fac ca preot mereu. Acasă este altceva, dar tot în preoție, să știți. Pentru că și soț și iubit sunt pentru soția mea, tot ca preot. Asta înseamnă, ca să vă spun așa, să stați cu fețele mai descrețite atunci când auziți de alții că se interesează de noi. A, mai mult! Zice, oferim informații altora. Păi și adică, de ce m-aș teme să ofer aceste informații? Dacă mă întreabă cineva unde am fost alaltă sau unde plănuiesc eu, că dacă o să trăiesc peste două săptămâni o să mă duc, o să-i spun și așa. Dar dacă oamenii nu au posibilitatea să mă intervieveze, o să afle altfel. Este foarte frumos să trăim liberi. Știți unde este libertatea? Este în noi. Se spune că odată un urs a fost prins și a fost așezat într-o cușcă destul de generoasă. Avea 10 metri lungime și 10 metri lățime. Apropo, asta înseamnă 10-100 de metri pătrați, nu înseamnă, cum zicea tovarășul Timicului,
A pus, a venit odată și a văzut ce aici facem o hală de 25 de metri pătrați. 25 așa și 25 așa. Mă rog, pentru alții înseamnă ceva. Dar ăștia, 100 asta de metri pătrați, a ursului a început să fie măsurată. Și ursul mergea să oprea la granița cu zăbrelele, se întorcea. După vreo 15 ani și-a dat seama oamenii de la grădina zoologică că ursul deja nu mai este fioros și poate să ia cușca. Și i-au eliberat zăbrelele și l-au văzut pe urs a doua zi. Mergea, făcea 10 pași, se întorcea, deși nu mai avea zăbrele ca să întoarcă de la zăbrele. Ăștia suntem și noi. În mintea noastră s-a creat așa o teamă. Aoleu, că să nu știe vecinul, aoleu, că e bradă, că una ca alta, încât noi, fără să avem zăbrele, ne întoarcem. De ce? Pentru că nu suntem în stare să ascultăm mesajul că Hristos a înviat. Hristos nu mai este în mormânt. Hristos este peste tot și mai ales în noi. Hristos a depășit cele 100 de metri câte i s-au dat în primire în mormânt și acum este Hristos înviat. Iubiți credincioși, aș vrea ca acest mesaj de libertate și de invitație la a trăi frumos să fie pentru noi un mod de viață. Să fie pentru noi un lucru care să ne dea de înțeles că viața este frumoasă, numai că noi i-am pus din păcate zăbrele. Să ne dea Bunul Dumnezeu să știm să trăim viața frumos, să nu ne temem de nimic, pentru că Dumnezeu ne vede oricum, ne ajută dacă îl chemăm în ajutor și merge totdeauna alături de noi. Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Și noi mai trăim viața veșnică, închinăm unei Sfintei Învierii Lui, celei de-a treia zi. Să vă fie!